Dumnezeu. Privește la noi, Dumnezeule, Creatorul și Stăpânul Universului, și ca să simțim puterea îndurării Tale, dă-ne harul să-Ți slujim din toată inima. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin. Lectura întâi. Citire din Cartea Exodului. În zilele acelea, Domnul i-a zis lui Moise: Coboară,
căci poporul tău pe care l-ai scos din țara Egiptului s-a pervertit. S-au abătut repede de la calea pe care l-o poruncisem și au făcut un vițel turnat. S-au închinat înaintea lui, i-au adus jerfe și i-au zis: acesta este Dumnezeul tău, Israel, care te-a scos din țara Egiptului. Domnul i-a zis lui Moise: văd că poporul acesta este un popor încăpățânat. Acum, lasă-mă, mânia mea se va aprinde împotriva lor și îi va mistui, dar pe tine te voi face un popor mare. Moise l-a înduplecat pe Domnul, Dumnezeul său, zicând: pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia ta împotriva poporului tău pe care l-ai scos din țara Egiptului cu putere mare și cu braț puternic? Adu-ți aminte de Abraham, de Isaac și de Israel, slujitorii tăi, cărora le-ai spus, jurându-te pe tine însuți: voi înmulți descendența voastră ca stelele cerului și voi da urmașilor voștri toată țara aceasta de care am vorbit și ei o vor stăpâni pentru totdeauna. Domnul a iertat răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului său, cuvântul Domnului. De mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu. Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule, și un duc statornic înnoiește în lăuntrul meu. Nu m-a alungat de la fața ta și Duhul tău sfânt nu-l lua de la mine. Deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda ta. Jertfa mea, Dumnezeule, este Duhul smerit. Inima căită și smerită, Dumnezeule, n-o disprețui. Lectura a doua. Citire din scrisoarea întâia a Sfântului Apostol Paul către Timotei. Prea iubitule, îi mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit pentru că m-a găsit vrednic de încredere, punându-mă în slujirea sa, deși mai întâi am fost un defăimător, un persecutor și un insultător. Dar am aflat îndurare căci, în necredința mea, o făceam din neștiință. Însă harul Domnului nostru s-a revărsat din plin, împreună cu credința și iubirea care sunt în Hristos Iisus. Vrednic de crezut și de primit cu toată încrederea este cuvântul. Hristos Iisus a venit în lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoși, între care eu sunt primul. Însă de aceea am aflat îndurare, pentru ca Hristos Iisus să-și arate mai întâi în mine toată îndelunga lui răbdare, făcând din mine un model pentru cei care aveau să creadă în el spre viața veșnică. Regelui veacurilor, celui nepieritor, celui nevăzut și unchiul lui Dumnezeu, să-i fie cinste și glorie în vecii vecilor. Amin. Cuvântul Domnului.
Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine și punând în noi cuvântul reconcilierii. Aleluia, 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 aleluia. Să fie cu voi și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. Mărire ție, Doamne! În acel timp, toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Farizeii și cărturarii însă murmurau spunând, acesta îi primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Atunci le-a spus această parabolă. Care om dintre voi, având 100 de oi și pierzând una dintre ele, nu le lasă pe cele 99 în pustiu și umblă după cea pierdută până o găsește? Iar când o găsește, o pune pe umerii săi bucurându-se și venind acasă, îi cheamă pe prieteni și pe vecini spunându-le, bucurați-vă împreună cu mine pentru că mi-am găsit oaia pierdută. Vă spun că tot așa va fi mai mare bucurie în cer pentru un păcătos care se convertește decât pentru 99 de drepți care nu au nevoie de convertire. Sau care femeie, având 10 drahme, dacă pierde una dintre ele, nu aprinde lumina și mătură casa și caută cu grijă până o găsește. Iar când o găsește, își cheamă prietenele și vecinele, spunându-le, bucurați-vă împreună cu mine, pentru că am găsit drahma pe care o pierdusem. Tot așa vă spun, va fi mai mare bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un păcătos care se convertește. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase! Lăudați să fie Iisus și Maria. Eu am înțeles că voi ați început școala, așa-i? Câți dintre voi sunt în clasa 0 sau clasa 1, mâna sus? Ok. Și ceilalți? Adică împreună cu toții întrebarea aceasta. Vă bucurați că ați început școala? De ce? Cine poate să spună? Că învățăm lucruri noi. Foarte frumos, bravo! Mergem la școală pentru a învăța lucruri noi. Mai sunt și alte motive de bucurie, așa-i? Ne vedem colegii. Ne revedem colegii. Că vă reîntâlniți cu profesorii sau nu e motiv de bucurie asta? Ba da. Corect. E o etapă frumoasă din viața voastră. O etapă în care învățați multe lucruri noi, folositoare pentru viața voastră. Dar acum, în biserică, ne-am adunat cu un alt motiv. Sau același. Tu ai spus foarte frumos că la școală mergem ca să învățăm lucruri noi. La biserică de ce venim? Cine poate să spună? Tot învățăm rugăciuni noi și alte chestii. Corect. Învățăm rugăciuni noi, ne rugăm lui Dumnezeu. O deschidem inimile. Ne deschidem inimile față de Dumnezeu, foarte bine. De ce mai venim noi la biserică?
Mai venim să fim, să ne rugăm la Dumnezeu și să învățăm să fim cuminți. Foarte bine. Ați pus accentul foarte frumos. Venim la biserică pentru a ne ruga lui Dumnezeu. Dar venim la biserică și pentru a învăța lucruri noi. Cine este învățătorul nostru? Iisus Hristos. Iisus Hristos. E vreo diferență între învățătorii de la școală și Domnul nostru Iisus Hristos? Da. Care? Păi, Iisus ne apără și ei ne învață. Corect. Iisus ne apără și ne învață pentru că poate. De ce poate Iisus să facă lucrurile acestea? Pentru că este tatăl nostru și mama noastră. Corect. El este, mai exact? Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu. El este Dumnezeu. Iar atunci când Iisus ne vorbește, întotdeauna ne învață lucruri bune sau mai puțin bune? Toți. Lucruri bune, nu? Iisus ne învață lucruri bune, folositoare, pentru a fi oameni buni, dar Iisus ne mai promite și un alt lucru nouă oamenilor care îl urmăm pe El. Ce anume? Ce ne promite Iisus nouă dacă suntem buni? Viața veșnică. Viața veșnică. Deci lucrurile pe care le învățăm la biserică ne ajută și pe acest pământ, dar ne ajută să dobândim și viața cea veșnică. Haideți să mergem puțin la Evanghelia din această duminică pentru a vedea ce ne învață pe noi Iisus astăzi. În Evanghelie am ascultat la început că Iisus era într-un conflict cu niște oameni din acea vreme. Cine erau? Cei care îl acuzau pe Iisus că umblă cu vameșii și păcătoșii. Cărturarii. Așa, erau farizeii și cărturarii, adică cei care conduceau poporul în acea vreme. Și Iisus le răspunde acuzațiilor pe care îi le făceau, spunând, am ascultat două parabole. Prima era cu oaia pierdută și a doua tot cu un lucru pierdut. Nu, invers. Prima era cu drahma pierdută și a doua era cu, am spus mai devreme, oaia pierdută. Prin aceste parabole, Iisus dă o învățătură pentru ca toți să înțeleagă de ce El mergea cu cei păcătoși, stătea la masă cu ei, vorbea cu ei. Haideți să reconstruim puțin parabola cu oaia pierdută. Noi știm că Palestina este un ținut care nu are așa de multă vegetație cum e la noi. Este iarbă, dar este mai puțină. Iar în timpul lui Iisus, oamenii se ocupau în principal cu crescutul animalelor. Ce animal credeți voi că era cel mai crescut? Îl creșteau cel mai des evreii? Cai. Aveau și cai, dar calul nu prea se mănâncă. Vacile. Aveau și vaci, dar nu era cel mai des întâlnit animal. Oile. Oile. Am ajuns la oi, da? Dimineața, păstorul pleca spre pășune împreună cu turma sa, care putea să aibă 100, 200, 300 de oi. Și mergând, știți că oile merg toate grămadă, nu? Ei, mergând pe pășune, cele din față apucau să mănânce iarba pe care o găseau. Dar cele care erau în spate găseau iarba ori călcată, ori era deja mâncată de cele care mergeau în față. Și atunci era normal ca unele oi în căutare de hrană să se mai rătăcească. Unele ajungeau chiar să cadă în găuri, sau să se prindă în mărăcini. Ei bine, seara când păstorul se întorcea acasă la staul, număra oile ca să vadă dacă le are pe toate. Iar păstorul din parabola pe care ne-a relatat-o Iisus,
după ce a numărat aceste oi, a descoperit el un lucru interesant. Ce anume? Că nu era 100 de ori, ci, nu era 100 de ori, ci 99. Corect. Era doar 99 de oițe. Și ce a făcut păstorul? A zis, ei, lasă, am 99, ce mai trebuie mie o oiță? S-a dus și a căutat oița. Corect. Păstorul s-a dus, a căutat oița și când a găsit-o, a pus-o pe umerii lui și a dus-o înapoi în staul. Este o parabolă. Parabola este o povestioară în care întâlnim personaje și acțiuni prin care autorul de parabole transmite anumite adevăruri. Ia să vedem noi, în viața reală, cine ar fi acel păstor din parabola pe care o spune Iisus? Iisus. Este chiar el însuși, este Iisus sau Dumnezeu, da? Iar oițele, cine ar fi? Oamenii. Oamenii. Voi ce spuneți? E posibil ca uneori dintre oițe să se mai rătăcească câte una? Adică dintre oameni e posibil ca unii să se mai rătăcească, să păcătuiască, să se îndepărteze de Dumnezeu? Da. Da, trebuie să recunoaștem cu rușine că ni se întâmplă tuturor să ne mai îndepărtăm de Dumnezeu prin păcat. Și ce face Dumnezeu? Ne abandonează? E trist. E trist, foarte frumos. E trist, dar nu ne abandonează, nu spune, lasă că mai am atâția oameni, pe pământ sunt miliarde de oameni, ce contează dacă unul sau doi se pierd? Spune asta Dumnezeu? Dar ce face Dumnezeu? Dumnezeu ne ajută pe toți să ne întoarcem la El. Foarte bine. El ne caută și ne ajută să ne întoarcem la turmă. Iată ce vrea să le explice Iisus farizeilor și cărturarilor, faptul că niciun om nu poate ca să fie respins de la iubirea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îi iubește pe toți oamenii. Oare spun adevărul când afirm acest lucru? Îi iubește Dumnezeu pe toți oamenii? N-aud. Sigur? Pe voi vă iubește Dumnezeu? Cât de mult? Atât? Ia arătați cu brațele. Atât? Atât? Nu putem să arătăm noi. Dumnezeu ne iubește cu o dragoste infinită pe fiecare dintre noi. Și învățătura pe care Iisus ne-o dă în Evanghelia de astăzi este următoarea. Dumnezeu este un Tată bun și iubitor care are grijă de noi oamenii și chiar dacă noi greșim câteodată, El ne așteaptă ca să ne întoarcem la El. Așteaptă ca să mergem la scaunul de spovadă, să facem pocăință pentru păcatul sau păcatele săvârșite, pentru a ne reprimi în brațele sale. Ce fac unii dintre copii? Uneori se întâmplă ca în cazul lui Andrei. Andrei a spart o oglindă prin casă și după ce a văzut ce boacănă a făcut, este vreun Andrei? Tot? După ce a văzut că a spart oglinda, a fugit și s-a ascuns în grădină. A stat în grădină cu gândul că părinții lui nu-l vor descoperi acolo. Spre seară, părinții au venit de la muncă și au început să-l strige. Andrei, Andrei! Andrei nu răspundea, i-a auzit, dar nu voia să le răspundă părinților. Și părinții s-au pus pe căutat, erau foarte îngrijorați. Unde o fi Andrei, ce o fi pățit, ce s-o fi întâmplat cu el? Și căutându-l, l-au descoperit pe Andrei în acea ascunzătoare unde stătea. Credeți voi că părinții lui Andrei s-au supărat pe Andrei când l-au văzut acolo ascuns? Ia spune. Nu s-au supărat, dar s-au speriat. Așa. I-au tras o sperietură înainte
ceea ce a făcut ca să nu se mai supere pe boacăna pe care a făcut-o Andrei, ci l-au luat în brațe, tata l-a iertat de pedeapsă și mama l-a condus la masă ca să stea împreună și să mănânce. Și Dumnezeu ne așteaptă pe noi să ne întoarcem la El. Dacă am avut nefericirea să săvârșim vreun păcat, trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu cu toată încrederea că El ne iartă întotdeauna. Uitați, voi v-ați întors acum din vacanță. Mulți dintre voi ați fost plecați. Ar fi bine și frumos astăzi sau săptămâna care urmează cu toții să vă faceți examenul conștiinței și cei care ați făcut întâia împărtășanie să vă apropiați de scaunul de spovadă. De că nu v-ați mai spovedit? De acum 2 minute. Bravo! Bravo! Dar aveți timp, da? Bine? Continuăm Sfânta Liturghie cu aceeași bucurie și veselie pe care ați arătat-o până acum și cu gândul că Dumnezeu ne iubește și ne vrea mereu alături de El. Lăudați să fie Iisus și Maria! Iar acum să ne mărturisim credința, cred într-unul Dumnezeu, Creatorul cerului și al pământului, cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi, confinat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a sfârșit la ceruri și a venit la Tatăl și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Care de la Tatăl și de la Fiul procede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adevărat și adevărat. Scuze-te puțin. Și adevărat, proroci. Cred într-o Sfântă, Catolică și Apostolică Biserică. Mărturisesc, cum botez, iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului celor venit. Amin. Fraților preiubiți, Iisus i-a primit cu dragoste pe copii și i-a binecuvântat. Cu aceeași iubire ne va primi și pe noi dacă ne apropiem de El cu sinceritate de copil. Doamne, biserica Ta este marea Ta familie. Fă ca fiecare credincios să contribuie prin cuvânt și faptă la sfințirea și la răspândirea ei pe întreg pământul. Iisuse, Tu i-ai chemat pe preoți să-ți continue misiunea pe pământ. Dăruiește harurile tale Părintele Gabriel Cătălin Păuleț, care ne va însoți și călăuzi pașii spre Tine. Iisuse, Tu ne vorbești prin mesagerii Tăi. Răsplătește cu multe bucurii pe preoții misionari care răspândesc Evanghelia Milostivirii. Duhule Sfânt, Tu împarți necontenit daruri. Revarsă asupra tuturor elevilor darul înțelepciunii și al științei, ca să descopere în lucrurile create prezența și iubirea lui Dumnezeu. Iisuse, Tu ești învățătorul suprem. Dăruiește tuturor cadrelor didactice blândețe și răbdare ca să poată transmite în mod obiectiv și responsabil valorile umane și creștine.
Doamne, te rugăm să fii îndurător la judecată cu sufletele copiilor, elevilor, învățătorilor și profesorilor răposați și fericește-i cu vederea strălucirii feței tale. Doamne Dumnezeule, Părinte veșnic, privește cu bunătate spre noi care suntem copiii tăi și dăruiește-ne ceea ce nu putem dobândi prin puterile noastre, Tu care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească pe Domnul jertfa din mâinile tale, spre lauda și mântuirea noastră, spre folosul nostru. Privește cu bunăvoință, Doamne, la rugăciunile noastre smerite și în bunătatea Ta primește aceste daruri ale slujitorilor Tăi, pentru ca ceea ce îți oferă fiecare spre cinstea numelui Tău Sfânt să fie spre mântuirea tuturor, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi.
adevărat vrednic și drept, de cuviință și mântuitor lucru este. Să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Căci după ce păcatul i-a îndepărtat pe oameni de tine, tu i-ai strâns din nou în jurul tău, prin sângele lui Hristos, Fiul tău, și prin puterea Duhului Sfânt. Așa cum tu ești una cu Fiul și cu Duhul Sfânt, tot astfel și biserica este una după chipul tău, care ești un singur Dumnezeu în trei persoane. Ea este poporul tău sfânt, trupul lui Hristos și templul Duhului Sfânt, spre gloria înțelepciunii și iubirii tale. De aceea te preamărim în biserica ta sfântă, în unire cu îngerii și sfinții, și lăudăm maiestatea ta dumnezeiască. Sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând, luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea ta, răstignirea ta și învierea ta, până când vei veni. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu milință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru Iosif, cu Episcopul Auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul tău.
Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. De porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune-mi mai în cuvânt și te va da mătuiți sufletul meu. Te rog pe toți copiii care sunt în biserică să vină aici în față pentru a primi binecuvântarea pentru începutul noului an școlar.
toți ca un păstor, căci Tu ești Dumnezeu, cel veșnic iubitor. Iubindu-ne, o Doamne, Tu ne-ai eliberat de vina și blestemul aduse de păcat. De aceea sunt, Domnul m-a creat. Vreau să-i mulțumesc acum pentru ce mi-a dat. Eu sunt cu voi în orice zi, eu sunt cu voi, voi dragi copii, eu sunt cu voi mereu. Singur, trist și părăsit, nu vreau să mai fiu. Vreau să împart mereu cu El tot ce am de dus. Eu sunt cu voi în orice zi, eu sunt cu voi, voi dragi copii, eu sunt cu voi mereu, cu voi a spus Iisus. Eu sunt cu voi în orice zi, eu sunt cu voi, voi dragi copii, eu sunt cu voi mereu, cum voi a spus Iisus. Vina mea a luat-o El, greu m-a apăsat. Nu vreau să-L mai supăr, iar nu mai fac păcat. Sunt cu voi în orice zi, eu sunt cu voi, voi dragi copii, eu sunt cu voi mereu, cu voi a spus Iisus. Eu sunt voi în orice zi, eu sunt cu voi, voi dragi copii, eu sunt cu voi mereu, cu voi a spus Iisus. Mii de mulțumiri, Iisuse, pentru darul Tău, cel mai scump cadou din lume e că sunt al Tău. Eu sunt cu voi în orice zi, eu sunt cu voi, voi dragi copii, eu sunt cu voi mereu, cu voi a spus Iisus. Eu sunt cu voi în orice zi, eu sunt cu voi, voi dragi copii, eu sunt cu voi mereu, cu voi a spus Iisus. Cât de minunată este bunătatea Ta, Dumnezeule,
fiii oamenilor își găsesc adăpost la umbra aripilor tale. Să ne rugăm! Te rugăm, Doamne, ca lucrarea acestui dar ceresc să pună stăpânire pe sufletele și trupurile noastre, pentru ca nu pornirile firii, ci puterea Lui să ne călăuzească viața, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Câteva anunțuri. Sâmbăta viitoare, 21 septembrie, la ora 14, îi așteptăm pe copiii și părinții din parohia noastră pentru a ne organiza în ceea ce privește ora de religie, cateheza și pregătirea pentru cor din anul acesta școlar. Pentru liceeni, ora de religie se va ține duminica după liturghia de la ora 16. Părintele Robert Rătan, responsabilul cu pregătirea și dirijarea corului mare al catedralei, îi încurajează pe toți cei care sunt dispuși ca prin cântare să se roage de două ori, conform faimosului dicton qui cantat bis orat, să se alăture celorlalți membri ai corului mare care se întâlnesc pentru repetiție în fiecare joi, începând cu ora 18. Curaj și inimă deschisă tuturor pentru această frumoasă și nobilă formă de slujire din biserică. Sperăm că anul acesta pastoral, Maica Domnului să ne ajute să ducem la îndeplinire proiectele și intențiile cele bune. Îi rugăm pe cei care au făcut anul acesta prima sfântă împărtășanie și sfântul mir să treacă pe la biroul parohial pentru a ridica DVD-urile cu fotografiile și înregistrarea Sfintei Liturghii. Celor care doresc să afle cât mai multe despre aparițiile și minunile înfăptuite prin mijlocirea Maicii Domnului de la Lourdes, le recomandăm cele două volume care pot fi găsite la biroul parohial sau la ieșirea din biserică. Iar duminica viitoare, comunitatea din Valea Lupului va sărbători hramul Sfântul Padre Pio, iar liturghia hramului va fi la ora 10:30. Și așa cum am anunțat și cum cu siguranță copiii doresc, acum urmează binecuvântarea pentru începutul lui nou an școlar. Dacă mai sunt copii în biserică, îi invit să vină cu toții aici în față. Puteți rămâne, cei din față puteți rămâne acolo și ceilalți. Cu mare atenție ne rugăm lui Dumnezeu. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul, să fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în viață. Doamne Iisuse Hristoase, Tu care Te-ai născut din sânul preacurat al Fecioarei Maria și ai venit pe lume ca un copil nevinovat, Tu care i-ai iubit pe copii și ai dorit să-i simți aproape de Tine mereu, zicând apostolilor Tăi, lăsați pe copii să vină la Mine și nu-i opriți, pentru că a lor este împărăția cerurilor. Tu care ești începutul și sfârșitul, lumina, calea, adevărul și viața, l-ai înzestrat pe om cu minte și voință, i-ai dat puterea să te cunoască pe tine și lumea înconjurătoare, l-ai făcut dornic și râvnitor la cunoașterea tainelor tale, revarsă binecuvântarea ta îmbelșugată asupra copiilor care sunt aici prezenți și asupra tuturor copiilor din parohia noastră. Luminează-le mintea, întărește-le memoria și dăruiește-le priceperea necesară ca să-și poată însuși cunoștințele trebuincioase unei formări
adevărate, umane, intelectuale, profesionale și religioase. Fă ca profesorii și examinatorii să le aprecieze just eforturile pe care le fac pentru însușirea materiilor predate, ferindu-i de plictiseală și descurajare la orele de curs. Ajută-i, Doamne, ca odată cu înaintarea în viața pământească să te afle pe Tine, care ești izvorul binelui și al desăvârșirii, al înțelepciunii și al științei, pentru ca astfel, făurindu-și un drum în viață, să te slujească recunoscători în toate zilele vieții lor. Te rugăm, Doamne Iisuse Hristoase, sporește în inimile lor focul iubirii Tale dumnezeiești, dă-le harul și lumina necesare pentru ca, urmând învățătura Ta sfântă și împlinind poruncile Tale, să rămână copii buni, cuminți, să devină oameni vrednici și folositori familiei și societății, oameni care să reverse în jurul lor flacăra iubirii și lumina adevărului și așa să se învrednicească a dobândi la sfârșitul vieții împărăția cerească pe care Tu ai făgăduit-o celor buni și credincioși. Acestea le cerem prin mijlocirea fericitului Ieremia, patronul și ocrotitorul nostru ceresc, prin Hristos, Domnul nostru, Tatăl nostru. Imediat după binecuvântare, rămânem cu toții la o poză. Domnul să fie cu voi! Și cu să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin! Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace! Mulțumim lui Dumnezeu!